Vești bune pentru toate persoanele care vor să slăbească. Studiile ne spun că în sezonul cald putem scăpa mai ușor de kilogramele în plus. Soarele este un complice bun datorită aportului de vitamina D cu care vine la pachet. Care este explicația din spate, ne spune nutriționistul Oana Valah în minutele care urmează. Adevărul este că vitamina D are foarte multe implicații în procesele organismului, că reglează anumiți hormoni, că ajută în procesul de digestie, dar nu aș putea spune că doar vitamina D, dacă luăm ca și supliment, vom slăbi. Dar, într-adevăr, vom ține sub control hormonii foamei. De asemenea, nivelurile scăzute de serotonină pot duce la creșterea poftei de mâncare și la comportamente alimentare nesănătoase, cum ar fi consumul excesiv de alimente bogate în calorii. Însă, vitamina D contribuie la creșterea producției de serotonină, ceea ce poate ajuta și la reducerea apetitului și a poftelor excesive. Ține sub control hormonii care au legătură cu ovarele polichistice, de exemplu. Dacă avem un deficit de vitamina D și avem această afecțiune, atunci slăbitul este mai încetinit, slăbim mult mai greu. Are legătură și cu producția și funcționarea hormonilor tiroidieni. La fel, dacă avem probleme cu tiroida, clar avem și un deficit de vitamina D. Managementul sindromului ovarelor polichistice și al problemelor tiroidiene necesită adesea o abordare multidisciplinară, inclusiv dieta adecvată, exercițiile fizice și, în unele cazuri, tratament medical specific. Însă este important să facem analize și să ne testăm nivelul de vitamina D înainte de a începe suplimentarea cu această vitamină. Acum, din fericire, avem și varianta de a face analize acasă, un test rapid din deget, ca la glicemie. Este musai să ne testăm înainte de a suplimenta, pentru că și prea multă vitamina D, efectele nu sunt cele mai plăcute. Vom avea stări, palpitații, vedere încețoșată, stări de anxietate, tremurat al mâinilor. Și asta poate fi cauza unui aport prea mare de vitamina D. Dar să ne înțelegem, populația în general este carentă. De asemenea, testarea nivelului de vitamina D ne ajută să determinăm doza adecvată pentru suplimentare. Fiecare persoană poate avea nevoi diferite în funcție de nivelul actual de vitamina D din organism și de alți factori individuali. În primul rând, prin expunerea la soare. Dar este important când și cum. Ne expunem la soare în prima parte a zilei, fără cremă de protecție solară și cât mai dezbrăcați. Ne luăm mult mai puțin din alimente, din păcate, vitamina D, ne luăm alte vitamine, dar D-ul în cantitate mică pentru cât avem noi nevoie, din ouă, din ciuperci, din pește, din ficat de cod, dar cantități mai mici, din păcate. Aproape 50% dintre oamenii din întreaga lume au deficiență de vitamina D, motiv pentru care și suplimentele sunt la mare căutare. Suplimente de calitate, vitamina D este o vitamină liposolubilă, ceea ce înseamnă că se absoarbe foarte bine în prezența grăsimilor. Fie cumpărăm suplimentul care deja conține o sursă de grăsime, fie atunci când mâncăm, înainte de a lua suplimentul, să avem grijă să avem și o sursă de grăsime pentru o bună absorție. Specialiștii ne atrag atenția că vitamina D nu este singura importantă în procesul de slăbire și acesta este și motivul pentru care, înainte de a-ți schimba planul alimentar, este important să-ți faci un set de analize. Sunt foarte multe vitamine și minerale de care corpul nostru are nevoie și e nevoie să fim atenți la magneziu, să fim atenți la fier, să fim atenți la seleniu, care este foarte important și el pentru buna funcționare a tiroidei, și la toate celelalte, la B-uri, la complexul de B-uri, la vitamina B12. Vești bune pentru toate persoanele care vor să slăbească. Studiile ne spun că în sezonul cald putem scăpa mai ușor de kilogramele în plus. Soarele este un complice bun datorită aportului de vitamina D cu care vine la pachet. Care este explicația din spate, ne spune nutriționistul Oana Valah în minutele care urmează. Adevărul este că vitamina D are foarte multe implicații în procesele organismului, că reglează anumiți hormoni, că ajută în procesul de digestie, dar nu aș putea spune că doar vitamina D, dacă luăm ca și supliment, vom slăbi. Dar, într-adevăr, vom ține sub control
hormonii foamei. De asemenea, nivelurile scăzute de serotonină pot duce la creșterea poftei de mâncare și la comportamente alimentare nesănătoase, cum ar fi consumul excesiv de alimente bogate în calorii. Însă, vitamina D contribuie la creșterea producției de serotonină, ceea ce poate ajuta și la reducerea apetitului și a poftelor excesive. Ține sub control hormonii care au legătură cu ovarele polichistice, de exemplu. Dacă avem un deficit de vitamina D și avem această afecțiune, atunci slăbitul este mai încetinit, slăbim mult mai greu. Are legătură și cu producția și funcționarea hormonilor tiroidieni. La fel, dacă avem probleme cu tiroida, clar avem și un deficit de vitamina D. Managementul sindromului ovarelor polichistice și al problemelor tiroidiene necesită adesea o abordare multidisciplinară, inclusiv dieta adecvată, exercițiile fizice și, în unele cazuri, tratament medical specific. Însă este important să facem analize și să ne testăm nivelul de vitamina D înainte de a începe suplimentarea cu această vitamină. Acum, din fericire, avem și varianta de a face analize acasă, un test rapid din deget, ca la glicemie. Este musai să ne testăm înainte de a suplimenta, pentru că și prea multă vitamina D, efectele nu sunt cele mai plăcute. Vom avea stări, palpitații, vedere încețoșată, stări de anxietate, tremurat al mâinilor. Și asta poate fi cauza unui aport prea mare de vitamina D, dar să ne înțelegem, populația în general este carentă. De asemenea, testarea nivelului de vitamina D ne ajută să determinăm doza adecvată pentru suplimentare. Fiecare persoană poate avea nevoi diferite în funcție de nivelul actual de vitamina D din organism și de alți factori individuali. În primul rând, prin expunerea la soare, dar este important când și cum. Ne expunem la soare în prima parte a zilei, fără cremă de protecție solară și cât mai dezbrăcați. Ne luăm mult mai puțin din alimente, din păcate, vitamina D, ne luăm alte vitamine, dar D-ul în cantitate mică pentru cât avem noi nevoie, din ouă, din ciuperci, din pește, din ficat de cod, dar cantități mai mici, din păcate. Aproape 50% dintre oamenii din întreaga lume au deficiență de vitamina D, motiv pentru care și suplimentele sunt la mare căutare. Suplimente de calitate, vitamina D este o vitamină liposolubilă, ceea ce înseamnă că se absoarbe foarte bine în prezența grăsimilor. Fie cumpărăm suplimentul care deja conține o sursă de grăsime, fie atunci când mâncăm, înainte de a lua suplimentul, să avem grijă să avem și o sursă de grăsime pentru o bună absorție. Specialiștii ne atrag atenția că vitamina D nu este singura importantă în procesul de slăbire și acesta este și motivul pentru care, înainte de a-ți schimba planul alimentar, este important să-ți faci un set de analize. Sunt foarte multe vitamine și minerale de care corpul nostru are nevoie și e nevoie să fim atenți la magneziu, să fim atenți la fier, să fim atenți la seleniu, care este foarte important și el pentru buna funcționare a tiroidei, și la toate celelalte, la B-uri, la complexul de B-uri, la vitamina B12. Integrarea tehnologiei AI în casa noastră.